La ciò ti maroghes, mi repral, mi repenea, miștoara, cleam tu mensaren, la ciò ti roghes, zita! Te aveți bahtalo, Sorin, bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România, o ediție specială. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj pentru membrii comunității rome din România cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor de pe 8 aprilie. Mesajul a fost transmis pe pagina oficială a administrației prezidențiale. De Ziua Internațională a Romilor transmit salutul meu membrilor comunității rome din țara noastră. Acest moment este cel mai potrivit pentru a sublinia importanța dialogului interetnic și pentru a condamna ferm manifestările rasiste. Totodată, este un bun prilej ca autoritățile și societatea civilă să-și reînnoiască angajamentul pentru emanciparea economică, socială și culturală a comunității rome. În acest efort, un proiect nu doar al comunității rome, ci și al societății în ansamblul ei, ziua de astăzi reprezintă un simbol pentru o conviețuire tolerantă și inclusivă. Acum avem treabă să-ți povestesc cum au petrecut romii noștri ziua de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, care a fost în urmă cu o săptămână. Exact, în urmă cu o săptămână. Noi am fost la fața locului, colegii noștri au filmat în Târgoviște, da, și București, Târgoviște, Galați, Iași. Am mers în țară, dragi prieteni, să vedem cum sărbătoresc romii, cum au sărbătorit romii această zi de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită în toată lumea încă din 1971 și în România din anul 2006, odată cu adoptarea legii numărul 66 la inițiativa deputatului Nicolae Păun, a fost marcată anul acesta printr-o serie de evenimente culturale și artistice, conferințe sau târguri meșteșugărești care au avut loc la nivelul întregii țări. Unul dintre evenimentele de impact este recepția organizată de Federația Democrată a Romilor în parteneriat cu Asociația Partida Romilor Pro Europa. În cadrul întâlnirii, numeroși reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, ambasadelor prezente pe teritoriul României, dar și a altor organizații naționale, europene sau mondiale au participat la o seară culturală dedicată romilor. În cadrul evenimentului au avut loc luări de cuvânt ale deputatului Daniel Vasile, ambasadorului Indiei, excelența sa Ramesh Chandra, și președintelui Federației Democrate a Romilor, Nicoleta Bițu. Linkages of the Roma community with India go back to almost the second century AD, almost 1900 years ago. That was when the earliest mass exodus of the Roma community happened from the northwestern part of the then Indian subcontinent, especially from the states of Punjab, Rajasthan, and Haryana. We in India have known the Roma community as being the earliest warriors, and the earliest weapons were manufactured by them in India. We in the Indian Embassy remain open to any ideas that will bring entrepreneurs and professionals from the Roma community to India to promote economic, commercial, and cultural cooperation. Sperăm în această seară, în care sărbătorim identitatea noastră cu demnitate, că Guvernul României împreună cu Parlamentul și partidele politice își vor asuma un plan național de combatere a rasismului antirom. Nu am rămas spectator și simpli beneficiar, cerșind tot timpul, ci am fost activi și am luptat ca statul român să fie un stat de drept, democrat și un stat în care dacă romilor le este bine, credeți-mă că ne este bine la tuturor. One of our priorities at the US Embassy is to promote democratic values, and among those include the full integration of minorities into society, whether it be American society or Romanian society, European society. I've been proud over the past year and a half to work with some very good non-governmental organizations who are eager to contribute to making sure that Roma children, for example, have access to education in Romania, that the Roma communities are fully as possible integrated into
the Romanian society hopefully will give some energy to those who are working the hardest to integrate the Roma into society at large. As the representative of Spain in Romania, I think we have also shared the experience of the integration of Gypsy community in the country. The presence of Gypsy in Spain goes back to 1425. Since then, has been a permanent struggle for social inclusion and integration, and I think we've managed. The key for the success is education. The key for the success is social communication, is to break all the barriers, and I do encourage all Roma people and all the authorities of Romania to fight for a better society in which Roma and non-Roma belong to the same community. O zi în care ne uităm la ceea ce este frumos, la cei din comunitatea Roma, dar și la ceea ce, nu doar ei, dar și restul societății, trebuie să-l întreprindem pentru ca, păstrând identitatea acestei comunități, ea să fie mai apropiată de societatea în ansamblul ei, într-o manieră inclusivă, în care să fie potențat fiecare membru al acestei comunități. Avem foarte multe obiceiuri și tradiții care ne leagă și iată de aceea eu sunt astăzi prezent lângă dumneavoastră, sunt prezent într-un moment istoric, aș putea spune. Vreau să vă felicit pentru faptul că duceți mai departe obiceiurile și tradiții, faptul că nu uitați pe cei care au clădit practic istoria dumneavoastră, cei care au făcut tot posibilul ca să existați dumneavoastră și de ce nu și noi împreună ca toate celelalte minorități, să vă urez succes în continuare și să vă asigur că întotdeauna, ori de câte ori veți avea nevoie, vom fi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și succes! Pentru noi înseamnă mult să venim să fim alături de prieteni. Este o zi importantă pentru comunitatea romilor și o zi prin care noi ceilalți descoperim încă o dată ceea ce reprezintă tradițiile acestei comunități, o comunitate importantă, o comunitate numeroasă, o comunitate pe care noi ceilalți încercăm să o promovăm. Și când spun aceste cuvinte noi ceilalți, mă gândesc la Departamentul pentru Relații Interetnice, structura Guvernului României, care de altfel și-a propus încă de la înființare să promoveze identitatea fiecărei comunități etnice. Este bine că este o etnie reprezentată în Parlamentul României și că este o etnie care s-a structurat din ce în ce mai bine, s-a organizat din ce în ce mai bine. Numai că în lumea în care trăim este... Etnia romă este o etnie care trebuie să facă repede un pas foarte mare înainte. Și pentru asta e o chestiune pe care o spun de ani buni. Sunt trei cuvinte magice care trebuie să se transforme în realități. Și ele sunt educație, sănătate și muncă. Să-și iubească locul sfânt.
iubește, iubește să fii iubit. În viață toți am greșit. Iubiți-mă, iubiți-mă și pe mine, chiar țigan de mi se spune. Iubește, iubește să fii iubit. În viață toți am greșit. Iubiți-mă, iubiți-mă și pe mine, chiar țigan de mi se spune. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Țiganii au jurământ să-și iubească locul sfânt. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Țiganii au jurământ să-și iubească locul sfânt. Toți trecem prin ea. Inima mea de țigan, de țigan, bate cașa ta. O viață, o viață lumei avem, cu toți trecem prin ea. Inima mea de țigan, de țigan, bate cașa ta. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Țiganii au jurământ să-și iubească locul sfânt. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Iau jurământ să-și iubească locul sfânt. Tot cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Chier, în parteneriat cu mai multe organizații și asociații, printre care și Partida Romilor Pro Europa, a organizat o serie de evenimente și manifestări culturale care s-au întins pe o durată de 4 zile, în perioada 6-9 aprilie. Pe platoul din piața universității a fost amplasat Cortul de Cultură, care a găzduit mai multe conferințe și expoziții. Avem manifestarea de la Cortul de Cultură cu pictură, sculptură, grafică, desen. Îl avem invitat pe unul dintre cei mai importanți critici de artă, mă refer la Pavel Șușară, care ne va adresa câteva cuvinte în după amiaza aceasta. Avem piesa de teatru, conferința Luăm atitudine împotriva rasismului cu sprijinul Băncii Mondiale și a partenerilor. Vrem să spunem că există rasism și acesta trebuie combătut. Și încheiem seara de 8 aprilie cu un concert la ora 18:30 la sala Auditorium de la Muzeul de Artă al României, cu un concert cu Filarmonica Romilor. Credem noi că va fi ceva deosebit. Deja locurile sunt aproape toate rezervate, pentru că am reorchestrat muzica veche lăutărească, o parte dintre ea, și am adaptat-o la filarmonică, la muzică clasică. Și credem noi că va suna deosebit. Avem invitați ca Ionica Minune, Rodica Tudor, Ionel Tudorache,
și mulți alții muzicieni de etnie romă, sunt vreo 52 la număr. Proiect coordonat de colegul meu, Mădălin Voicu, din punct de vedere muzical. Mădălin Voicu Junior. Cea mai importantă conferință, Luăm atitudine în fața discriminării și a rasismului, a avut ca principale teme de discuție politici publice existente și propuneri de politici împotriva rasismului și a discriminării în România. Printre invitați s-au numărat reprezentanții ai Băncii Mondiale, ambasadelor prezente în București și Parlamentului. From the perspective of the economic reality that the Roma population is facing today, it is clear that they remain a much higher risk of poverty. They have very considerable worse educational access, lower employment rate and low participation in education and health. There are our policy and strategies in the country related to poverty, alleviation and inclusion, but very little is targeted towards the Roma. From our perspective, we want to continue to be the partner of course, the Roma, civil society, the Roma people, but also of the government of Romania to identify what a solution can be done to really target and address these issues of the inclusion of the Roma. We have also another activity that we're very proud of, which is the ability that our partnership with the Roma Education Fund in Romania. We have been working together over the last couple of years in some developing tools for assessing children outcome and learning environment. We hope that we can continue to work with them. This has been supported by the Norwegian through a Norwegian grant, and it's a very valuable initiative, and it's another very proud partnership of the World Bank. I am very proud to be here today, and I should say in Norwegian, gratulerer med dagen. You understood that, right? Yes. We think so. Yeah, Mulzali. Let me start by saying that a modern state embraces its whole population. It protects everyone, and it gives rights to everyone. We are embarking now on the new program period. Reducing social economic disparities will continue to be important. Support to civil society will continue to be important. And in reduced and combating hate speech and discrimination will certainly also be part of that. A modern state, respect for every human being, irrespective of religion, skin color, gender, sexual orientation, is what makes a society good for all. So keep up the good work and take action whenever the dignity of your neighbor is compromised. Parlamentarii prezenți la întrunire au transmis și mesaje pentru factorii de decizie din țara noastră. În primul rând, trebuie să spun astăzi că, potrivit legii 66, adoptată în 2006 de Parlamentul României, la inițiativa domnului deputat Nicolae Păun, romii din România celebrează astăzi nu numai o zi națională a romilor, ci, de altfel, Ziua Internațională a Romilor, ca și o consecință a desfășurării congresului, de fapt a primului congres internațional al romilor, desfășurat în anul 1971. Dacă vom adopta un gen de politică sănătos, un gen de politică în care foarte mulți dintre noi credem, este posibil ca în următorii 5 ani, 10 ani, 20 de ani să discutăm despre o diminuare a acțiunilor a acestui gen de manifestare al societății românești, nu în ansamblu, în raport cu minoritatea romilor, atunci când vorbim de discriminare, atunci când vorbim de rasism. Sigur că aceste valori nu pot fi diminuate decât în condițiile în care viața de zi cu zi a romilor va fi îmbunătățită. Clasa politică, instituțiile publice încearcă să pună sub preș acest gen de manifestare când vorbim de discriminare, de rasism. Reacția este una mai puțin de înțeles, menționând o serie de măsuri afirmative pe care Guvernul României le implementează
vorbim de mediatorul sanitar, mediatorul școlar, vorbim de studierea limbii românii în educație, vorbim de birourile județene pentru romi, Agenția Națională pentru Romi, Centrul Național de Cultură, reprezentarea minorității romilor în Parlament. Deja cunoaștem aceste poezii, este de fapt un scut pe care oamenii politici, reprezentanții instituțiilor, ni-l aruncă în față, ori de câte ori vorbim de discriminare, de rasism, discutăm și de măsuri pozitive. Am un copil de 16 ani. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu mi-a dat noroc în viață. Copilul acesta este mai mult decât tolerant și de foarte multe ori ajung la discuții neplăcute în care el mă întreabă: tu cum poți să ai colegi care nu înțeleg dreptul la diversitate? Cum poți să ai colegi parlamentari care nu înțeleg că pentru dreptul la diversitate trebuie să respectați toate minoritățile din această țară? Pentru mine este un compliment că el face acest lucru și gândește așa. Dar am avut curiozitatea să întreb, de câte ori la clasă, la școală, la ora de dirigenție se vorbește despre discriminare. Acum recent am făcut o interpelare, încă n-am primit răspunsul, sper să-l primesc, la adresa Ministerului Educației, să știu și eu cum inspectoratele școlare, directorii de școală, Ministerul Educației monitorizează în ce măsură în școli cu adevărat se predă discriminare. Pentru că totul pleacă de la atitudine. Nu ajunge doar să aloci niște bani. E foarte bine să faci și lucrurile acestea. Dar haideți să ne uităm la atitudinea instituțiilor statului față de această problemă și modul în care noi ne creștem copiii. Eu în Comisia pentru Drepturile Omului m-aș concentra și mă voi concentra mult mai mult pe ceea ce înseamnă educația copiilor, educația unei societăți care să învețe cu adevărat ce înseamnă toleranță, discriminare. Probabil că va trebui să facem cursuri și cu parlamentarii, să învățăm ce la drept la diversitate, să le explicăm că dreptul la diversitate înseamnă și diversitate culturală. Dreptul la diversitate înseamnă să respecti unei comunități valorile pe care le are, cât timp valorile lui nu-ți restrâng valorile tale, și sunt multe, multe alte elemente. În cadrul întâlnirii au fost amintite și incidentele de anul trecut, când evenimentele culturale organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor au fost umbrite de manifestări xenofobe și discriminatorii. Tot în cortul de cultură, amplasat în piața universității, au avut loc și expoziții de pictură și sculptură. Artiști consacrați, dar și tineri, și-au prezentat lucrările în fața invitaților. Astăzi trebuie să ne bucurăm. Oamenii vor vorbi despre artă, despre lucrările pe care le expun. Domnul criticul de artă va face o recenzie a expoziției. Printre invitații îl avem pe criticul de artă Pavel Șușară, avem pe doamna Delia Grigore, profesor universitar la secția de limbă română. Artiștii sunt prezenți alături de noi, avem instituțiile publice prezente și oamenii care trec prin piața universității și doresc să cunoască cultura romă. Spuneți-mi un pic ce vă propuneți dumneavoastră cu aceste tablouri frumoase. Văd că l-ați pictat aici pe Johnny Răducanu. Pe Johnny Răducanu l-am cunoscut, am fost un norocos. Îmi pare rău că nu mai există printre noi, dar a rămas muzica lui înregistrată și video și audio și... deci îl vedem continuu. Și eu l-am pictat cu o bucurie extraordinară, mai ales că e de-al nostru. Uitați-mi pălăria, și el are o pălărie. Și să dea Domnul să ajung și eu la nivelul lui artistic. Ce vă propuneți dumneavoastră prin picturile pe care le realizați? Nimic, să pictez. Pictura pe mine mă reprezintă și un singur lucru îmi rămâne de făcut. Doar să mă exprim. Curat și liniar, adică liniar, doar să pictez în fiecare zi și lucrurile vin de la sine în etape creative, hai să fim mai filozofi. Eu trebuie să pictez și lucrurile vin de la sine, cam atât. Spune-mi, te rog, cu ce lucrări ai venit astăzi aici și ce reprezintă el?
Astăzi am venit cu lucrări pe pânză și pe hârtie. Fiecare lucrare reprezintă o parte din mine. Cum să vă zic, am un colț de suflet pe care îl păstrez doar pentru mine și atunci pictura e un mijloc de exprimare. Acesta se numește strigătul și se referă la... Eu am rămas fără tată cam acum 3 ani și se referă la perioada aceea în care eu am rămas singur, dar nu fizic, ci sufletește. Acesta e un singur tablou din 4 pânze. Cel de aici reprezintă familia, acesta prietenii, persoanele din viața mea pe care eu le-am iertat, cei care mi-au făcut mie rău și persoanele care nu mai sunt. Faptul că aceste semne sunt punctate cu pătrate și altele cu romburi, pătratele reprezintă persoanele masculine și romburile persoanele feminine. Toți reprezintă valorile culturii moderne rome, arta plastică romă contemporană. De exemplu, Ostraciza Roma este o creație a sculptorului Marian Petre, deosebită, cutremurătoare aș putea să spun. El obișnuiește să reunească lemnul cu metalul în sculpturile lui. În această sculptură despre care vă spuneam, o figură umană de lemn care reprezintă căldura, emoția, este încătușată într-o structură metalică de sârmă ghimpată, reprezentând tocmai ideea de ostracizare a romilor în istorie, istorie tragică, lagăr, suferință. Și sunt și alte, bineînțeles, lucrări remarcabile. Se abordează și personalitățile rome, și modelele rome, cât și istoria tragică a romilor și statutul de exclus din această istorie. La expoziție au mai fost expuse lucrări ale artiștilor Anton Nistor, Mihaela Câmpeanu și George Vasilescu. Weekendul trecut, tot în cinstea sărbătorii internaționale a romilor, centrul capitalei a fost înfrumusețat cu articole confecționate de meșteșugarii romi veniți din toate colțurile țării. Rudari, căldărari, argintari, toți și-au expus cele mai frumoase produse. Unele dintre ele au fost lucrate chiar acolo, la fața locului. Prima tarabă care ne-a captat atenția a fost a doamnei Mioara. Se ocupă de confecționare și vânzare de bijuterii de 30 și ceva de ani. Sunt foarte căutate pentru că sunt lucrate pe loc, la comandă, în fața clientului. Deci dacă o doamnă vine cu copilașul, ei l-am făcut pe loc imediat și pentru copil. Poate să aibă și un an, care în magazin nu găsiți așa ceva. Alături, soțul doamnei Mioara ne face și o demonstrație dintr-o bucată de cupru, câteva ciocane și multă îndemânare. În câteva minute a ieșit un inel ca la carte. Acum este un șarpe frumos. Alina, Alina, loșa de Roma, da-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 da. Dânșoara, când vă fac un inel de cupru cadou acum, ăsta, în câteva minute, vă supărați? Nu mă supăr, nu vă supărați. Chiar îl poartă cu drag. Dintr-o placă am tăiat, împărțit-o în trei bucăți. Astea două sunt terminate, acum urmează din această placă care am laminat-o, am tras-o, bătut-o la ciocan. Acum suntem la spre finisare și urmează să fie un inel așa, modelul ăsta, un cap de șarpe încolăcit și o să vedeți cum se face floricelele solzi pe ei. Facem inele cercei verighete cu ciulițe, medalioane pentru fete frumoase, aur, argint și alamă, cupru, orice. Ia să-i facem o formă să vedem dacă are și ochișor, șoarpele. Așa formăm codița la șarpele pentru că el nu e drept. Să fie ondulată. Da. El nu merge niciodată drept.
Și acum? Îi dați forma, nu-i așa? Îi dăm forma și reglăm după deget. Să vă poarte noroc, să vă bucurați de ele. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult de tot! Cu un inel ne-am ales, așa că mergem mai departe să vedem ce mai găsim pe la târg. Din asta pentru vin, pentru carafă, din asta. Sunt mai multe modele. Ce aveți? Acestea mici ce sunt? Sunt cănițe pentru țuică. Și mai departe, aceasta pentru ce se folosește? Pentru țuică, pentru apă, pentru vin, pentru ce vrei să ții în ea, pentru ornament mai merge. Și aici aveți o formă de prăjituri? Da, o formă de prăjituri sunt, forme de prăjituri. Și în aceasta se gătește? Se gătește, da. Poți să bagi în cuptor, să faci tot ce vrei în ea. Înțeles. Și mai încolo văd că aveți cazane de țuică. Da. Cine le face? Soțul dumneavoastră? Soțul le face. Soțul doamnei, Căldărar din Sibiu, ne spune cât de multă muncă presupune prelucrarea vaselor din cupru și ne face chiar și o demonstrație. Acum am să fac niturile pentru cozile la ibrice. Cam cât timp presupune tot? Niturile nu iau foarte mult timp, 10 minute și e gata. Acum trebuie făcut un nit. L-am pregătit ca să intre în formă. Și acum, o să iasă nit. După ce se formează niturile, are coada și niturile au rolul de a prinde coada pe ibricul, care este gata făcut. Cât timp vă ia să faceți un astfel de ibric? Depinde la... Deci când mă apuc să lucrez ibrice și formez doar ibrice, o să lucrez în serie, lucrez mai multe deodată și lucrez 10, 15, 20 uneori, dar cel mai bine pentru un ibric îmi ia cam 2 zile de lucru. De cât timp faceți dumneavoastră asta? O meserie pe care o practic de mic copil, de la vârsta de 7 ani lucrez. De la tată. Am învățat-o, dar e meserie care se transmite din generații în generații, prelucrarea cuprului. Ați învățat și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, pe cineva? Normal, normal, sigur. Noi moștenim și lăsăm mai departe meseria la copiii noștri. Se transmite din generații în generații, da. Câți copii aveți? Pe doi. Câți dintre ei? Am un băiat și o fată. Fetele nu lucrează la noi, dar băiatul a moștenit deja munca și o duce mai departe. Se vând obiectele pe care le confecționați dumneavoastră? Da, da, se vând. Se vând pentru că oamenii știu, ne cunosc deja, noi suntem de foarte mulți ani pe piață și oamenii, nu numai din București și din toată țara, ne cunosc calitatea lucrului, știu felul nostru și modul prin care noi lucrăm și, da, suntem foarte căutați. Cu cât mi-ați vinde un astfel de ibric dacă aș vrea să-l cumpăr? Păi, nici mai mult, nici mai puțin. Nu o să vindem reporterilor sau oamenilor obișnuiți. Adică oriunde am fi, noi vrem pe obiectul pe care îl producem, ibricele și nu numai, orice obiect, oricine ar veni are același preț. Deci nu faceți nicio reducere, astăzi nu am nicio șansă să negociez. Ba da, astăzi fiind o zi deosebită, da, putem să facem și o reducere pentru clienții noștri. Deci cu cât mi-l dați până la urmă? Cu 150. Nu am mai obținut nimic gratis, dar nicio reducere nu e lucru puțin. Ne încheiem vizita la târg, la masa unui rudar din Vâlcea. Avem aici niște platouri țărănești, sub formă rotundă, sub diferite forme. Deci formă rotundă, tip frunză. Acolo avem niște boluri pentru frământat sau găvane, nu știu cum, pe înțelesul tuturor. De diferite dimensiuni. Aici copăițe sau coveți. Regionalisme, după fiecare, Moldova. Se mai folosesc aceste articole? Copăițele mai mult în zona Ardealului și Moldova. Mai puțin Oltenia, Muntenia, mai puțin. Dar Moldova și Ardealul încă.
încă merg, bine. Folosim numai esență moale, plop, salcie sau tei. Deci, de exemplu, la acea piesă mare, necesită cam 3 operații în stare verde de degroșare și finisajul se execută. Am aici și o sculă care folosim noi la finisaj. Aceasta se numește scoabă. Deci folosim și la platouri, și la boluri, finisajul cu această sculă. Iar operația de degroșare nu am. La mine este o testă specială, o bardă. Deci la una din aceea poate să dureze și 3-4 ore fără finisaj. După aia șlefuit-o. După ultima operație de finisaj, se folosește și șlefuitul. Care... Dumneavoastră, din ce zonă veniți? Original sunt din județul Vâlcea, localitatea Băbeni, mai exact. Și acolo le lucrați? Acasă, da, la domiciliu. Și ca să le vindeți, mergeți la diverse târguri? Da, diferit. Unde avem piețe de desfacere, invitații, cum e acest eveniment, cam așa. Târgul Meșteșugarilor Romi s-a încheiat în ziua de florii pe 9 aprilie. Au nadara, nadara, că soi la țârdă ia nadara. Nadara, nadara, că soi la țârdă ia. Au nadara, nadara, că soi la țârdă ia nadara. Au nadara, nadara, că soi la țârdă ia. Au tu ca mesmei, ca mau, palatu de teavau, teavau. Ziua de 8 aprilie a fost sărbătorită așa cum se cuvine și la Târgoviște, acolo unde Partida Romilor filiala Dâmbovița a organizat o serie de evenimente dedicate culturii rome. Pe lângă expozițiile de pictură, fotografie și port tradițional, toate cu tematică romă, evenimentul care a produs cea mai mare bucurie în rândul celor mici a fost concursul de desen intitulat Natura și diversitatea etnică. Pentru ca distracția să fie și mai mare, copiii au dat frâu liber imaginației chiar pe asfaltul din fața parcurilor. Bună, cum te numești? Edi. Bună, Edi, ce desenezi tu astăzi aici? Un desen care vreau să exprime uniunea între toate națiile. De ce ai ales exact tema asta? Pentru că unii copii am văzut că îi exclud pe alții pentru că sunt diferiți. E important să ne iubim unii pe ceilalți? Da. De ce este important? Pentru că cred că asta ne-ar face mult mai uniți. Crezi că desenul tău o să iasă câștigător? Voi spera. Ce ai desenat astăzi aici? Am desenat niște copii care nu contează de ce etnie sunt. Ei sunt prieteni. Am desenat un copac, o floare, nori și...
Vreau să desenez o casă și în el fac steagul României. Cu mesaje precum iubirea pentru orice naționalitate sau toți suntem oameni, desenele copiilor au reprezentat adevărate lecții de maturitate pentru că au arătat că înțeleg conceptul egalității de șanse. Mai mult, prin profunzimea creațiilor artistice, copiii i-au pus la grea încercare chiar și pe unii dintre jurați. Chiar m-au provocat copiii astăzi. De ce anume veți ține cont atunci când veți evalua desenele? În primul rând, voi ține cont de bucuria copiilor. De bucuria lor, pentru că astăzi, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia celebrării zilei de 8 aprilie, filiala județeană a Partidei Romilor Dâmbovița a avut această inițiativă să premieze un grup de copii de etnie romă și nu numai de etnie romă. Am văzut și copiii elevi majoritari care au desenat astăzi și și-au exprimat în desen dorințele, visele. Care este cel mai important mesaj cu care au rămas la final? Diversitatea. Chiar dacă nu înțeleg acest concept, eu cred că astăzi este o lume și o zi a diversității. Pentru că, așa cum am spus mai înainte, atât elevii de etnie romă, cât și elevii majoritari sunt prezenți astăzi în cadrul acestor evenimente și încearcă să deseneze o lume ideală, o lume în care, indiferent de etnie, indiferent de rasă, indiferent de starea socială, toți copiii sunt egali. Avem concursul de desen cu copiii de la clasele 1, 5, 6, cel mare, așa cum noi am gândit-o ca în urma desenului pe care îl face copiii să fie apreciați de comisia pe care au gândit-o colegele mele din organizație, Daniela Dobre și Simona Dogănoiu, ca eu să fac parte din comisia de jurijare și domnul deputat Daniel Vasile și chiar și domnul Rupiță, să apreciem cele mai frumoase desene. În urma jurizării, copiii va primi diplome de participare de la locul 1 până la locul 3, ca așa e normal, și ceilalți diplome de participare toți, și totodată va primi toți copiii care au desenat cât o punguliță cu rechizite școlare și dulciuri, ca să simtă într-adevăr că e o sărbătoare la Partida Romilor. Cei mici s-au distrat cu acuarele și au participat la sesiuni de pictură pe față. Bucuria a fost însă completă abia când au sosit cadourile. Cu toți ați câștigat astăzi, din prezența voastră aici, o să chemăm pe scenă să mânăm diplome de participare și să vă dăm cadourile pe toți participanții. Da? Numărul 13. Numărul 13. Domnișoara? Alisa Caroline. Rudor, Alisa? Caroline. Caroline, ia uite diploma de câștigătoare și cu bulița de la noi cu cadouri. De ce e importantă ziua asta pentru tine? Fiindcă mie îmi place, fiindcă primim dulciuri și trebuie să cântăm și de-astea, mie îmi place. Sunteți bucuroși de ce ați primit astăzi în pungi? Ce anume ați primit? De toate, dulciuri, jucării. Am primit și rechizite. Rechizite de școală. Ce anume ați desenat pe asfalt? O casă, un copac, un gard. Adică și diferite desene. Da. Ce v-a plăcut cel mai mult la ziua de astăzi? Desenele pe asfalt sau faptul că ați fost pictați pe față? Faptul că am fost pictați pe față. De ce ți-a plăcut cel mai mult asta? Pentru că am fost pictat pe față și ne-a pictat ce vrem noi. Și tu ce personaj ai vrut să fii, să ai? Spider-Man. Știți ce sărbătorim pe data de 8 aprilie? Da. Eu sunt pisica. Ziua romilor. Foarte mulți copii de etnie romă fac parte din familii defavorizate, unde partea financiară este o problemă pentru ei. Ne-am bucurat că am putut să îi scoatem puțin din mediul lor, care nu este un mediu foarte prielnic pentru a crește.
mă gândesc că această activitate o să rămână în mintea lor ca un lucru minunat, ca un lucru care să-i ajute pe viitor, să-i ajute să spere la ceva mai bun. În sala de sport din comuna Răzvad s-a desfășurat Cupa Diversității la fotbal. Sportivii au purtat tricouri special realizate pentru acest eveniment, s-au fotografiat cu deputatul Daniel Vasile și nu în ultimul rând au fost premiați. Anual de Ziua Internațională a Romilor și la Iași au avut loc diverse manifestări culturale dedicate acestei sărbători. Unul dintre evenimente s-a numit Romano Bazar, care s-a desfășurat în Parcul Copou și care se află deja la cea de-a treia ediție. Ne dorim să o multiplicăm și an de an, să o îmbogățim, să aducem cât mai mult din ceea ce ne reprezintă pe noi romii. Mai cu seamă că Ziua Internațională a Romilor ne oferă acest prilej. Nu știu dacă populația majoritară, nu știu dacă toți romii știu că noi avem o zi internațională. Astfel de manifestări care să fie în spațiu public, probabil, adică nu probabil, cu siguranță, vor face informația să ajungă și acolo unde trebuie. Mai ales prin intermediul, și prin intermediul mass mediei. Eu doresc la toți romii să aibă parte de sănătate, fericire, să își trimită copiii la școală. Pare un paradox, dar asta îmi doresc pentru că eu sunt profesor la bază și ați văzut câte exemple de activități avem cu copiii care îi regăsim în spațiul școlii. De aceea, romii să-și trimită copiii la școală, să fie sănătoși și noi, prin asociație, o să încercăm de fiecare dată să promovăm valorile și cultura care ne definesc. La manifestare au participat romi de seamă din județele Botoșani, Vaslui și Iași, printre care membrii fanfarei 10 Prăjini. Corturi tematice, degustare de bucate specifice, momente artistice emoționante, expoziții de fotografii și obiecte meșteșugărești tradiționale. Acestea sunt doar câteva dintre surprizele organizatorilor ieșeni. Ce anume ați expus aici în standul dumneavoastră? Am expus mai multe cărți legate de istoria romilor și de beletristică, legislația în vigoare pentru ei. Avem și câteva CD-uri cu colinde de limba romanii, fotografii, avem corturi tematice. Unul este cu meșteșuguri, cu flori și costume tradiționale, unul cu mâncare tradițională și cel cu cărți la care sunteți acum. Ce le urați romilor de ziua lor? Un 8 aprilie fericit, să fie mândri că sunt rom și să fie fericiți că fac parte din această etnie frumoasă. Eu vreau să le doresc tuturor o zi frumoasă și să fim uniți în continuare, să ne ajutăm până pe alții și să facem în așa fel încât să ne fie nouă bine. Noi suntem fericiți să fim aici, e deja a treia ediție a Romano Bazaro. Sperăm la cât mai multe și da, sperăm să avem un eveniment frumos și să meargă totul așa cum trebuie. Viștoara Clentume, bine v-am găsit, tradus în română. Suntem aici în Parcul Copou, având în vedere că este 8 aprilie, sărbătorim Ziua Internațională a Romilor, ziua mea și ziua tuturor celor care sunt aici. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Vă invităm în câteva momente să vedeți diferite spectacole, dansuri și tradiții ale noastre și chiar vă rugăm să mergeți să vedeți corturile cu diferite teme tradiționale. Hai să enumerăm câteva din standuri. Standul cu meșteșuguri rome, avem standul cu mâncare tradițională și cel cu cărți scrise în limba romanie. Ce exponate aveți astăzi aici? Costumii tradiționale ale romilor. De exemplu, ăsta este un costum tradițional al rusarilor. Prezentat printr-o fustă și o blusă. Simplu. Care sunt culorile care predomină? Roșu, galben, verde. La mulți ani încercăm să facem o imagine cât mai bună.
și să îndepărtăm toate stereotipurile. Ceaune din aluminiu, lucrate de noi, sunt confecționate din aluminiu alimentar, lucrate manual. Este o tradiție, o meserie care o moștenim de la bunici, părinți și tot așa, care sperăm să meargă mai departe. Pentru noi este mai mult decât o meserie, este o plăcere să le lucrăm, pentru că cu asta ne-am născut și asta facem noi. Este o plăcere să le lucrăm asta. Sperăm ca și copiii noștri să învețe și să ducă tradiția mai departe. Două cuvinte în limba romanii, ne spuneți? Lime Ulilioman de România. Și eu m-am născut în România. Publicul prezent în zi de sărbătoare a fost și din partea populației majoritare, nu doar din partea romilor din zona. Anglei romale, la mulți ani, dragii mei! Tot cu ocazia zilei de 8 aprilie, romii care constituie exemple de moralitate și autoritățile locale au fost cu toții premiați în cadrul unei acțiuni speciale. Tezaurul cultural al romilor trebuie valorizat. Acesta a fost mesajul celor prezenți la evenimentul organizat cu același prilej. În 2006, după cum bine știți, domnul deputat Nicolae Băun a inițiat proiectul de lege, legea 66/2006, prin care a dorit să fie recunoscută ziua de 8 aprilie, ziua romilor din România. Așadar, ziua de astăzi, 8 aprilie, reprezintă pentru romii din România sărbătoarea noastră. Salutăm prezența domnului subprefect Răzvan Bogdan Abalaș, reprezentantul Guvernului în teritoriu. Într-adevăr, cifrele sunt îngrijorătoare, dar este loc de mai bine. Ați spus, domnule Paraschiv, să trecem de la strategii pe hârtie la fapte concrete. Ca și viziune a Guvernului României, în primul și în primul rând vom milita pentru un dialog constant cu etnia romă și nu numai, și în același timp vom milita pentru eradicarea rasismului. La mulți ani, nu numai pentru noi cei aflați astăzi aici, la mulți ani pentru toți romii din județul Iași, Vaslui și Botoșani și pentru toți ceilalți din România. Ne bucurăm foarte mult că suntem prezenți la această sărbătoare, iar astăzi noi promovăm acele valori ale noastre, dansul și muzica. Bașela!
La data de 8 aprilie, festivitățile culturale dedicate Zilei Internaționale a Romilor se desfășoară în mai toate colțurile țării. Anul acesta, cu prilejul acestei sărbători, și la Galați a avut loc o amplă manifestare cultural-artistică la care au participat sute de romi. Acțiunea a fost organizată de reprezentanții Centrului Regional Galați al Asociației Partida Romilor Pro Europa, în scopul de a promova și valoriza minoritatea romă. 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Mi-ar place să cred că toți romii din România, așa cum toți romii din lume, știu că astăzi este Ziua Internațională a Romilor, zi devenită prin lege, Ziua Națională a Romilor din România. Cu această ocazie vreau să le urez etnicilor romi sănătate, bucurii, să devină mai toleranți unii cu alții, dar și relația cu neromii și să ne dea Dumnezeu tot ceea ce nu au avut cei de dinaintea noastră. Bud bărșa anglei romale! Din această întâlnire noi marcăm de fapt două evenimente majore pentru Partida Romilor, și anume 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor de Pretutindeni, iar, în al doilea rând, lansăm Centrul Regional Galați. Acest centru regional care are componență încă două județe, Brăila și Tulcea. Prin acest centru regional, practic, Partida Romilor a intrat într-un proces de reformă. Un proces de reformă prin care sucursalele noastre județene vor deveni mai competitive, iar structurile locale vor fi mai bine reprezentate. Vreau să dau citire mesajului domnului președinte Nicolae Bun. Așadar, doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi colegi, în calitatea mea de președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți la cea mai importantă sărbătoare a etniei romilor din România. Acum 46 de ani, mai exact în anul 1971, la Londra, se desfășura primul congres internațional al romilor, în cadrul căruia au fost adoptate steagul și imnul internațional al romilor, simbolul definitorii pentru minoritatea romă. În anul 2006, atunci când am inițiat proiectul de lege privind recunoașterea zilei de 8 aprilie ca fiind sărbătoarea etniei romilor din România, am avut ca principal argument necesitatea schimbării mentalității și prejudecăților greșite la adresa romilor din țara noastră. În urma acestui demers, Parlamentul României a votat legea 66 din anul 2006, prin care ziua de 8 aprilie este recunoscută ca sărbătoarea etniei romilor din România. Expoziție de carte, prezentare de costume tradiționale, o evocare a istoriei romilor și acordare de diplome pentru liderii locali ai organizațiilor județene în semn de recunoaștere a activității lor. Iată ce a cuprins acțiunea de la Galați. Partida Romilor, sucursala județeană Tulcea, vă urează la mulți ani tuturor romilor din România și nu numai. Multă sănătate, fericire, unire. Și vă așteptăm în număr cât mai mare ca și voluntari la Partida Romilor. E o zi deosebită pe care și-au asumat-o etnicii romi și pe care și noi o respectăm majoritarii. O zi care face bilanțul activității pe care au derulat-o în ultima perioadă și care se dorește o trambulină pentru activitatea viitoare în care să fie implicate atât autoritățile publice locale, dar cât mai mult etnicii romi care sunt direct responsabili de viața pe care o duc, pentru că la nivel social discriminarea nu poate fi tranșată ca fiind de o parte sau de cealaltă. Cine dorește poate să aibă acces către educație și ca reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Galați suntem deschiși întotdeauna către a aduce copiii aceștia către școală, de a determina familiile să-i lase să frecventeze cursurile școlii și de a se realiza profesional într-un anume fel. La mulți ani romilor din întreaga țară, cu ocazia zilei de 8 aprilie, sărbătoarea etniei romilor și în special romilor mei brăileni. Te avem baftale romale! Aș vrea să-i mulțumesc domnului viceprimar Sorin Enache. Ne-am pregătit și o diplomă de onoare pentru colaborare și sprijin în rezolvarea problemelor comunităților de romi. Domnul
primar, vă mulțumim. Am o diplomă și pentru colega mea, Nicoleta Butunoiu. Este membră în biroul județean pentru Rom, instituția prefectului. Mulțumim, Nicoleta, pentru tot ceea ce faci pentru noi. De la eveniment nu au lipsit momentele artistice susținute de copii, dar și un program special de muzică și dansuri tradiționale rome. La fel ca în fiecare an, și în orașul Bacău au avut loc diverse evenimente cu prilejul datei de 8 aprilie, zi atât de importantă în calendarul romilor. Muzică tradițională, dansuri și multă voie bună. Iată de ce anume au avut parte cei prezenți la sărbătoarea romilor. În cadrul aceluiași eveniment s-a vorbit și despre regionalizarea Asociației Partida Romilor Pro Europa, care are loc la nivel național. Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. Acestea sunt cele patru localități care constituie regiunea Bacău. Festivități de celebrare a Zilei Internaționale a Romilor au avut loc și în Oradea. Evenimentul a fost organizat de Centrul Regional al Asociației Partida Romilor Pro Europa, care reprezintă județele Satu Mare, Bihor și Arad. Manifestările au debutat cu o expoziție de fotografie și costume tradiționale rome. În cadrul vernisajului intitulat Romii, o minoritate istorică, au fost așezate la oaltă fotografii vechi și noi, care prezintă meșteșugari și porturi rome, printre altele. Tot acolo a fost amenajat și un stand de cultură, care a reunit mai multe lucrări și cărți despre etnia romă. La finalul expozițiilor au avut loc și discuții care vizează viața social-culturală și economică a romilor. Thank you.
Oh,
Lelico. Și-o dau dracu de saltea, măi. O dau dracu de saltea, măi. Și nu mă mai culpe ea, până noi fi cu mândra. Și nu mă mai culpe ea, până noi fi cu mândra, măi. Dracu de saltea, măi. Și nu mă mai culpe ea, măi. Mai bine pe blana goală, cu capul la mândra-n poală. Mai bine pe blana goală, cu capul la mândra-n poală. Și tortițe de argint, așa i-am făgăduit, măi. Of, mă țin de făgăduia. Țin de făgăduială, că se-ntoarce roata iară și-i mult până la primăvară. De fi vremea tot așa, iar mi-e dor de gura ta, măi. Că se-ntoarce roata iară, îi mult până la primăvară. De fi vremea tot așa, iar mi-e dor de gura ta, măi. Merge camera, Sorin Sandu este pregătit. Cu sloganul. Cu sloganul. Să cânte... Stai, nu începe așa. Hai bine, începe așa. Nici o masă fără pește și nici o emisiune fără muzică. Ah, e veche asta, frate. Păi asta era întrebarea. De ce nici o masă fără pește? Asta nu înțeleg. Nici o emisiune fără muzică mai înțeleg, dar de ce nici o masă fără pește? Îți spun mai încolo. Ai atâta întrebări? Emisiune, spui, da, normal. După emisiune voi afla foarte multe lucruri. Va trebui să-mi iau carnețelul să fac, să-mi notez acolo. Dar până atunci, ascultăm muzică de calitate, Sorin Sandu. Nu ascultăm, intrăm în ritmul iar iezita. Tu dansezi, normal. Și tu ce faci? Eu mă uit. Evenimentele organizate în cinstea celei mai importante zile din an pentru romii din România și din toată lumea s-au încheiat cu un concert extraordinar susținut de Romanii Filarmonicher. Sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie, orchestra a abordat un repertoriu compus din muzică clasică, muzică de film și muzică lăutărească reorchestrată. Printre artiștii care au urcat pe scenă se numără maestrul Ionică Minune, Marin Alexandru, Rodica Tudor, Ionel Tudorache și Mădălin Voicu Junior. Evenimentul a fost prezentat de colega noastră Zita Moldovan. Dragii mei, vom asculta piese din repertoriul tradițional rom, dar și piese din repertoriul internațional.
Acest proiect, Filarmonic Chier Romano, este un proiect ambițios al Centrului Național de Cultură a Romilor, care promovează arta și cultura romă la cel mai înalt nivel. Come on, baby.
Dragi prieteni, ne bucurăm că am fost împreună cu dumneavoastră în această zi. O zi importantă, Sorin. O zi frumoasă, o zi, da. O zi în așteptarea unei zile foarte, foarte, foarte mari, în așteptarea acestei sărbători a Învierii Domnului. Vă dorim să aveți o sărbătoare a Învierii Domnului minunată, cu sănătate, cu bucurie, cu voie bună, să petreceți bine alături de familiile dumneavoastră și să fie totul așa cum trebuie să fie. Dragi prieteni, până săptămâna viitoare vă spunem Paște fericit, diseară mergeți, luați lumină, să fiți mai împăcați, mai iubitori, mai buni și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare tot aici la Național TV. Acionle de vlores, adică asta menosau atocaia vel. La revedere!